La avocat, cum e posibil șocante să aibă loc așa ceva în miezul zilei pe stradă? Adică, nu știu, poliția nu există? Sigur, sau ce este, se întâmplă? Posibil, a mai fost și veți mai vedea. De ce? Ați dat o imagine dumneavoastră care era șocantă. Pe mine m-a șocat mai tare discuția, discursul cel purtătorului de cuvânt. În sensul că noi am făcut, noi am rezolvat, noi am intervenit imediat, deci stați liniștiți, s-a rezolvat situația. În clipa în care pui problema așa, înseamnă că nu înțelegi ce faci. Nu știi ce faci, nu știi ce spui, nu știi de ce ești acolo. Ce înseamnă lucrul acesta? Și de ce spun că au mai fost și că vor mai fi? Nu există zi aproape în care să merg în instanță ca avocat și să nu existe astfel de procese. În toate zonele țării. Ceea ce înseamnă că România are o categorie socială pe care o neglijează. O folosește în campanii, o folosește în temirce, o folosește pentru alte lucruri. Dar pe de altă parte, atunci când se pune problema unor programe serioase de educație, și educație înseamnă a ști să te comporți cu credință în Dumnezeu, morală și educație, aceasta înseamnă. Noi nu le avem, noi avem orice altceva, numai aceste două aripi, nu prin care omul să fie solid, ancorat în realități. Și atunci, dacă nu vor exista programe serioase de integrare a unor astfel categorii sociale, să știți, să fiți absolut convinsă și convinși, că atunci când mergem la mall, ne putem întâlni noi cu astfel de manifestații. Și atunci, poliția trebuie să înțeleagă un lucru, că nu un discurs public de purtător de cuvânt, nu un proces care dă ani grei de termen să rezolvă situația, ci dacă această categorie socială poate fi integrată într-o sferă educațională, dar ca să o integrezi într-o societate civilizată, educată, într-o Românie educată, întrebarea se pune la nivel macrosocial. Noi avem o Românie educată? Da, la, nivel macro, la nivel macrosocial noi avem programe educaționale în așa fel încât aceste manifestări să fie extirpate? Nu. Și atunci dacă nu există, cum să crezi că vei putea printr-un proces prin care condamn câțiva oameni să eradichezi situația aceasta? Nu se poate. Haideți să mergem mai departe, că avem niște...